Hello, beautiful people. I'm gonna show you how we pick the apple in UK and versus how they pick the apple in Germany. Let's watch this video, crazy video. Salutare, prieteni! Haideți să vedeți cum se culeg merele în Anglia și cum se culeg și în Germania. Auntie Angelica aici. Stă coșul agățat. Uite, pe amândoi în imagine să-i vedeți. Lejer, deci nu te aleargă nimeni, ai văzut cât face atâta primești, voi faceți, voi amândoi faceți 10 binuri pe zi. 10 binuri asta înseamnă 10 milioane. 10 milioane. Auzi, da. Ce? Așa, în deci România... să plătești undeva la vreo 19 lire pe bin. 19 lire pe bin, da. Deci, e foarte bine sezonul ăsta, merele sunt frumoase. Gata, prieteni, și filmarea pe ziua de azi am terminat. Haide să vă arăt câte binuri s-au făcut. Ia uitați și voi aici. Câte binuri sunt toate. De fapt sunt destule, nu câte sunt, că sunt foarte multe. Asta aici am făcut noi astăzi. Ia uitați. Dacă vă place, dați și voi un like, o distribuire acolo, să vadă cât mai multă lume cum se muncește în Anglia. Și ați văzut cum se muncește și în Germania. Și nu erau pentru suc, erau mere culese de bune, deci nebunie, fraților.